Bună seara la toată lumea! Pentru început, aș vrea să vă spun bine ați venit într-un nou an și cu ocazia asta vreau să vă spun, pentru că nici nu s-a terminat luna ianuarie la drept vorbind, să vă spun din toată inima un cărturos la mulți ani. La mulți ani și să fiți sănătoși, să fiți, fericiți pentru ce vi se întâmplă și să vă așteptați doar la ce este bine din existența dumneavoastră. Avem fericirea de a deschide anul 2023 cu o expoziție, mie mi se pare extraordinară, pe care am așteptat-o foarte mult. Este expoziția domnului Arcadie Răileanu. Îl cunosc pe domnul Arcadie Răileanu din 2016, mi se pare, și de atunci am avut o pauză foarte lungă în care dumnealui a muncit, a expus în foarte multe expoziții. Eu și eu am muncit în felul meu și l-am așteptat să vină și în expoziție și în galeria asta. Până la urmă s-a întâmplat și minunea. Vreau să vă spun că domnul Arcadie Răileanu s-a născut pe 28 noiembrie în Republica Moldova, la Petreni, și a absolvit Institutul Politehnic Chișinău, Facultatea de Construcții. Nu știu, secția de arhitectură, nu știu dacă chiar a absolvit. Da. Da, a absolvit, da? Că pe urmă a făcut și a făcut și studii de artă. Asta este problema. Ești dubios. Da. Nu m-am gândit că s-a transferat la vechea lui pasiune și la vechea lui, vechiul lui vis care cu timpul se va adeveri a fi cel mai bine structurat. El a debutat în 1992 la Chișinău, la expoziția UAP Moldova. A obținut un premiu în 1999, premiul întâi la Bienala Națională Lascăr Vorel, secțiunea pictură, iar în anul 2018 o prezență remarcabilă prin care a fost încununată de titlul de cel mai bun artist plastic la UAP Piatra Neamț, nu? Da. Și vreau să, referitor la pasiunea dumnealui și la modul în care s-a format și s-a dezvoltat, spunea la un moment dat, într-un interviu care i-a fost luat, că tata mi-a cultivat dragostea pentru lectură, iar mama pentru pictură. În 1964 pleacă la Chișinău și devine elev al Școlii Republicane de Arte Plastice, unde a studiat desenul, compoziția sculpturală și istoria artelor. Iar dincolo de pictura, a făcut-o în tehnici multiple, a făcut acuarelă, a făcut uleiuri, a făcut grafică și, în domeniul sculpturii, dacă sunt ceva. Deci s-a propus și a refuzat la da, timp. Da, ați refuzat la timp. S-a făcut de acum. Bun. Vreau să vă spun că avem plăcerea de a-l asculta în seara asta pe criticul de artă, domnul Nedler, care este pentru a doua oară venit la Roman. Și Roman a fost de multe ori, aici, în galerie. În galerie. Eu consider că aici, la Roman, ce să mai vorbim. Pe urmă va vorbi și domnul Iosif Haidu, prieten vechi și coleg de panel cu domnul Răileanu. Bineînțeles că domnul Răileanu... domnul Răileanu va fi cel care va încheia discursurile din seara asta. Vă urez să fie numai bine pentru toți și să vă placă. Da, trebuie să mă întorc așa, că nu e ok. Să stați mai aproape de... Bine, mulțumesc că poate că Iosif ar fi trebuit să vorbească înainte. Eu am decibel impus. Ca să spui, nu, să spui cum ai reușit să curatoriezi expoziția asta măreț. Păi am făcut-o împreună. Adică e vorba de cum a ieșit expoziția, da.
Păi, i-am spus că și vi s-a prezentat că ne cunoaștem de foarte mult. Sunt vreo 23-24 de ani de când ne cunoaștem. Prima dată când am avut contact cu pictura maestrului Răilanu a fost la o galerie particulară a unui olandez la Schrever, așa pe bulevard, sau, mă rog, nu îmi cer, dacă greșesc, îmi cer scuze, așa, și nu erau lucrări de o, cum să zic eu, generoase ca suprafață. Erau niște lucrări foarte micuțe, așa, dar ceea ce m-a frapat pe mine în ceea ce am văzut a fost această rigoare fantastică pe care o manifesta în a-și structura lucrările și a-și compune lucrările atât din punct de vedere constructivist cât și din punct de vedere armonic. Și după aceea am încercat, adică am încercat, am luat legătura, ne cunoaștem din ateliere, ne cunoaștem, vă dați seama, sunt 23 de ani, 24 de ani de când ne știm și dialogul nostru a rămas permanent, constructiv, cu un respect reciproc extraordinar, așa, nu ne-am dezmințit unul pe altul, așa, și ba mai mult ne-am întâlnit și niște tabere de pictură, așa, unde am avut timp să dialogăm, unde am avut timp să rumegăm ceea ce ne interesează, ceea ce ne frământă din punct de vedere al preocupărilor personale, așa, și totul a fost benefic. Benefic, dat fiind faptul că ceea ce vedeți dumneavoastră, iată că se concretizează. Așa. Este o expoziție foarte generoasă din punct de vedere al propunerii, așa. Asta am vrut, am încercat să structurăm expoziția pe trei compartimente, cum se spune, atâta timp cât și spațiul ne oferă această soluție și oportunitate. Vedeți aici o anumită rezolvare din punct de vedere plastic și în sala 2 lucrurile se duc spre un descriptiv. Hai să nu-i spun că pe mine mă deranjează întotdeauna termenul de ceea ce se numește facil în percepție vizuală, așa, dar sunt niște rezolvări extraordinare și pe partea cealaltă de a propune, să spunem, un dialog direct, imediat, pentru că lucrările de aici, de unde ne aflăm, cer un pic de gândire, oarecum, și din punct de vedere al teoriei estetice, iar partea din spate, sala 3, vă propune maestru Arcadie Răilanu o altă preocupare a dumnealui. Este vorba de ceea ce se numește acuarelă. Dar o să vedeți dumneavoastră că acuarela lui se apropie, că dacă le expuneam împreună cu lucrările de aici, așa, n-aveau niciun, nu pierdeau cu nimic. Să vedeți ce e în sala 3. De aceea v-aș ruga, atunci când faceți acest demers vizual pe cele trei spații de expoziție, să vă detașați oarecum de modul de a privi prima sală, a doua sală și a treia sală. Și atunci lucrurile bănuiesc din punct de vedere al acumulării estetice în ceea ce vă privește se vor rezolva. Bănuiesc că am reușit să facem ceva, asta vorbeam și cu maestru Emil Nicolae, am rezolvat-o, nu? E dificil. Cu trei propuneri de rezolvare plastică e foarte dificil să rezolve expoziție. Dar spațiul ne permite. Și spațiul ne permite, dat fiind faptul că doi oameni generoși, cum este vorba de familia Păduraru, doamna Rodica Păduraru și Cezar Păduraru, întotdeauna ne oferă acest spațiu, pentru care eu de fiecare dată când am posibilitatea să le mulțumesc, am să le mulțumesc din suflet. Suntem datori față de un asemenea gest și ceea ce vă pot spune,
planul expozițional pe anul ăsta este foarte generos. Foarte generos. Avem aici artiști plastici de la Piatra Neamț, de la Iași, este maestru Mircea Eugen, pe care îl invităm și încă o dată îi fac invitație să vină și ne-a promis că vine. Este maestru Diaconu, Petru Diaconu. Așa. Deci avem ce să vă oferim. Avem ce să vă oferim și rugămintea noastră e să fiți alături de artistul plastic, să fiți alături de noi, pentru că Nietzsche spunea în felul următor. Spunea că viața fără muzică este un rateu total. Nu sunt adeptul nihilismului, nici în gândire și nici în discurs, dar aș spune altceva. Adică, mergând pe ceea ce ne interesează și pe mine și pe maestru Răileanu și pe domnul Emil Nicolae, că viața fără pictură este ca un fel de toamnă fără culoare. Iată că ceea ce facem noi astăzi, așa, deși anotimpurile astea sunt vraiește totală, nu mai știm când și cum și ce culoare au, așa, iată că vine maestru Răileanu de la Piatra Neamț și ne propune ceea ce vedeți dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, nu vă doresc decât să vă bucurați de frumos și vă urez un an bun, plin de împliniri și pentru că faptul că ne aflăm într-un spațiu care promovează frumosul, vă doresc ca tot ce mai frumos pe lumea asta să vă aparțină dumneavoastră. Eu îi mulțumesc amicului meu Arcadie Răileanu pentru prezență și să-i dea Dumnezeu putere de muncă și să ne ofere ceea ce știe să ne ofere. Eu l-am provocat pe Iosif Haidu ca să încercând să aflu cum e să se ciocnească doi artiști când fac o compoziție, cum este un vernisaj, o expoziție, pentru că până la urmă e o creație în sine expoziția. Și sunt ei fiind două temperamente cu două accente diferite. Asta mă interesa, de fapt, să spui. A ocolit răspunsul pe care l-așteptam eu. Ce pot eu să spun, apropo, continuând ce a spus Iosif aici, e că avem o demonstrație astă seară a ceea ce se întâmplă când se întâlnește arta cu spațiul ei. Adică eu am văzut până acum, nu știu, zeci de expoziții Arcadie Răileanu la Piatra Neamț, în principal, în galerii, în cărciumi, unde vrei și unde nu vrei. Trebuia să fiu foarte atent să mă adâncesc într-o lucrare pe care trebuia să o aleg, să mă uit într-un album ca să-mi dau seama de dimensiunea, de valoarea, de dimensiunea valorii lui Arcadie. Dacă ai un asemenea spațiu, iată că poți dintr-o dată să fii scutit de chinul căutării ăsteia, să vezi din prima cum s-a întâlnit artistul cu un spațiu generos. De aici am făcut apel la curator să aflu cum s-a simțit în povestea asta. Nu știu cât de greu e să faci o expoziție mică cu lucrările unui artist mare, dar aici văd cum e să faci o expoziție mare cu lucrările unui artist mare, același artist. Deci cred că în istoria lui Arcadie, de când expune el în județul Neamț, de când a apărut din Moldova și plimba pe stradă tablourile, asta e altă lecție pe care a dat-o vouă artiștilor. Da, nu mai discutăm.
Până acum e cea mai importantă apariția lui pe Simeze în județul Neamț și spun asta, repet, din cauza întâlnirii cu acest spațiu. Acum, ce constat eu, Iosif a spus, opera major aici, adică opera definitorie, care a impus stilul Arcadie Răileanu, și opera minor prin comparație, nu în sensul că e minoră, ci în sensul că descoperă etape, încercări, variante în celelalte două încăperi și care completează totdeauna opera mare. Asta avem în această seară. Că a fost, sau putea să nu fie arhitect, care vrem neapărat, care să ne ducă cu gândul originii acestor structuri, poate că avem o prejudecată. Aici am spus lui Iosif. Poate că sunt artiști care au descoperit arta abstractă fără să se ducă în arhitectură, fără să treacă prin arhitectură. E un sentiment al modernității, un nivel al evoluției artistice și și respectarea unui manifest. Eu am adus aici niște hârtii dintr-o carte pe care am publicat anul trecut, dar n-am mai cărat cartea, că era mai prea grea. Am copiat niște pagini. Deci, umblând prin Paris pe urmele lui Tristan Tzara, am ajuns în Montmartre, 2019, cred că se întâmpla, la o casă celebră în Paris, este trecută și în patrimoniu cultural al Franței, arhitectonic al Franței, vila lui Tristan Tzara de la Paris, terminată în 26-27. Am cercetat povestea ei, am aflat că proiectantul a fost un arhitect, Adolf Loos, austriac, vienez, și care, la Sorbona, fiind invitat cu niște conferințe, a intrat în contact cu Tzara și i-a făcut casa. Dar din povestea asta, am aflat că acest Adolf Loos, noi suntem prizonierii filierei franceze, ca să spun așa, câteodată și acelei italiene, mai nouă alea anglosaxone, dar în general prin tradiția filierei franceze în ce privește manifestele artistice, curentele artistice și așa mai departe. Deci, dacă în 1916 Tristan Tzara publica cele 7 binecunoscute manifeste dadaiste, în 1910, atenție, deci devansând cu mult dadaismul și toate modernismele care au urmat, acest Adolf Loos a publicat o carte care se numea Arhitect, repet, se numea Ornament și Crimă, în 1910, a reluat-o în 1913, și în care într-un eseu de vreo 40 de pagini, nu mai mare, ne explică de ce arta modernă trebuie să se debaraseze de ornamente și alte mărunțișuri, pentru că asta e mersul, asta e evoluția. Nu știu dacă avem timp să vă dau câteva fragmente. Iată, la un moment dat spune deci cum ontogenia repetă filogenia, să știe povestea, și artele au un asemenea, spune Loos, au același parcurs. Deci dacă am avut la început body art, n-au inventat-o ăștia, au inventat-o primitivii, cu corpul pictat, etc. Încet, încet, trecând prin toate etapele, am ajuns la arta abstractă, spune el, sau trebuie să ajungem acolo, și în arhitectură la fel, i-a făcut o vilă, noi spunem azi postmodernă, fără ornamente, fără ciurucuri, fără mărunțișuri, de aceea și post trecut în patrimoniul francez lui Tzara,
Dar pe mine mă interesează ce spune Los, pentru că se potrivește întregii evoluții artistice. Citez, am vrut să încep mai devreme, la vârsta de 2 ani copilul arată ca un papuaș, la 4 ani pare un membru al unui trib germanic, la 6 ani arată ca Socrate, la 8 ani ca Voltaire. Când are 8 ani, adică așa cum vârsta lui Voltaire artistică, devine conștient de violet, culoarea descoperită în secolul XVIII, pentru că până atunci violetele erau albastre și peștii violete erau roșii. Și fizicianul de azi ne arată culori din spectrul soarelui, care au fost deja numite între timp și a căror înțelegere e rezervată generațiilor viitoare. Scurtez toată povestea. Am publicat în povestea asta, fac o paranteză, a casei lui Țara mai mult, o parte mai mare din textul lui Los, ca să atragă atenția artiștilor contemporani, nu arhitecților. Că există lucruri neștiute în spațiu, în bibliografia românească și în școala românească. Deci, mai spune undeva, le predic aristocraților. Îmi tolerez ornamentele de pe corp dacă le oferă semenilor mei plăcere, atunci sunt și pentru mine o plăcere. Accept ornamentele băștinașilor, persanilor, țăranului slovac și ornamentele cizmarului meu, pentru că acești muncitori nu au alte mijloace să-și atingă culmile existenții lor, dar azi avem o artă care a înlocuit ornamentul. Mergem la Beethoven sau la Tristan al lui Wagner, după grijile zilei, cizmarul meu nu poate să facă asta, nu trebuie să iau bucuria, trebuie să-l las să-și facă ornamentele, pentru că nu am cu ce să le înlocuiesc, dar oricine merge la Sinfonia Noua și apoi se așează să proiecteze un model de tapet, este fie necinstit, fie degenerat. Lipsa ornamentului e un semn al puterii spirituale, etc. Omul modern folosește ornamentele culturilor anterioare străine după ce, când le consideră potrivit, dar renunță ușor la ele. Deci, această investigație la originele ornamentului până la arta abstractă pe care o vedem aici, dă un sens și recomandă un nivel valoric artistic. Asta am vrut să spun în legătură cu Arcadie. Deci cu, mă întorc, cu arhitectură sau fără arhitectură, el putea și au ajuns unii la nivelul ăsta neornamental din experiență, din intuiție, dar, și aici vreau să mai spun un lucru, din informare și autoformare. Ceea ce propune Arcadie este o pictură de tip intelectual. N-ai spus nimic de muzică, mi-ai spus de literatură, de Vasile Kandinsky, nu? Ca să vorbim și de el, ca și ca să-i fac lui plăcere. Ne-a spus cândva care e relația între culoare și muzică, ori culoarea la Arcadie aici, de structurile astea care o fac să vibreze, țin de talentul și de maestria artistică. Dar emoția la el ține în primul rând de cromatic. Și pe asta o controlează foarte bine și asta îi aduce valoarea. Cum reușește forma cu cromatica, cu culoarea să le aranjeze, asta țin, eu n-aș spune de estetic. Esteticul te învață niște reguli și esteticul e mai mult pentru vizitatorii arte. Ține de artistic. Ține de artistic, care este un lucru individual, personal, aici e talentul sau geniu. Artistic, o estetică o învățăm cu toții, ca să ne uităm la o expoziție, să mergem la un spectacol sau ascultăm o muzică. Artisticul este al artistului. Cum reușești cu ajutorul esteticului să-i depistezi, să-i atingi artistului esența, să-l descoperi,
Dar poți să pleci fără să afli chestia asta. Asta e important. De aceea, la alte multe lucruri spuse despre el, vreau să spun că a fost un foarte bun, și cred că mai este, un foarte bun profesor. N-a ținut pentru el. Profesor de artă. Asta n-a spus doamna Pădurar. Și sunt aici foști elevi care la rândul lor au ajuns sau să ajung artiști. Pentru că e și generos. Sigur că artistul e generos prima dată că își arată lucrările. Sunt alții care le-au ținut ascunse. Dar e generos cu meșteșugul. Pe filiera estetică, să spunem. Asta e Arcade. Deci, repet, din punctul meu de vedere, este cea mai importantă expoziție a lui Arcade în Neamț, în județul Neamț. În altă parte, poate a avut întâlniri cu spații care i-au permis lucrul ăsta. Aici este cea mai importantă, doamna Pădoraru, felicitări artistului. Felicitări. Mulțumiri dumneavoastră și la mulți ani vă spun și eu. Suntem între noi. Așa. Aude, sigur că da. Așa. Problema e că personal, în ceea ce îl privește pe Arcadie, eu trăiesc o dublă satisfacție. În primul rând, așa cum specifica și doamna Rodica Păduraru, că începem un an expozițional în această superbă galerie generoasă și, după cum se vede, cu niște oameni care, să spunem, au devenit niște obișnuiți ai actului cultural de tip expozițional, asta pe de-o parte, iar în al doilea rând, am zis că o a doua satisfacție este faptul că găzduim artiști de mare notorietate și de asta spuneam, cei care au trecut pe aici, și uite, l-am în față pe domnul Moldovan, care ne filmează de câți ani, nu mai știu, așa, bun, și pentru care îi mulțumesc din punctul ăsta de vedere, pentru că este un obișnuit al spațiului respectiv, așa, și în al doilea rând, satisfacția mea este că ne întâlnim cu oameni de mare calitate, care nu fac altceva decât prin generozitatea care o manifestă, vin să vă ofere dumneavoastră ceea ce eu numesc de atâta timp, ceea ce se numește un fel de lecție de privit. Ei, în seara asta aveți într-adevăr o lecție de privit. Vă rog foarte mult să vă uitați cu mare atenție la lucrările maestrului Răileanu. De ce? Pentru că pe lângă ceea ce spunea domnul Nicolae, acel structuralist teribil de tip Mondrian, așa, care oarecum în primă percepție vizuală pare sec, dar dacă cei care au văzut albumul lui Mondrian, să vedeți de unde pleacă, pleacă de la sinteza unui copac, care este preluat ca primă informație la modul realist și îl transformă până ajunge la niște soluții de genul ăsta de o totală geometrizare. Ce face maestru Răileanu este cu totul altceva. Este acea intervenție și acel dialog între decorativ și aici mi-aș permite să pun niște semne așa, să pun niște ghilimele, pentru că nu este un decorativ excesiv. Așa, și o suprapunere de zone picturale. Cam asta e problema. Este un tip, pentru mine este un tip care se joacă de o frumusețe rară între ceea ce se numește abstract și pictural. Așa. Încă o dată îi mulțumesc pentru prezență și dacă e voie de adăugat. Și v-a primit invitația să vă uitați, sunt două lucruri de perceput. Spuneam de intelectualism acestui tip de artă. Este vorba de cromatică, am spus, de culoare, și controlul ei și de idee. Deci între cromatică și idee ne putem juca cu copaci, cu păsărele, cu floricele. Eu spuneam odată tot într-un vernisaj,
că dacă m-aș încumeta să scriu un tratat de cromatică sau de armonie cromatică, maestrul Răileanu ar avea un loc foarte bine stabilit acolo ca soluții armonice. Deci... Dar ideea, în final, cu care controlează... care controlează, da, cromatica. Altfel, cromatica te neacă. E o știință a armoniei. Da. Deci asta, atenție la cromatică și idei. Cei care nu la copaci, nu la floricele, nu la păsărele, nu la... Cu teoria cromatică, în pictură sunt 7 tipuri de contrast. Așa. Bine, mai rămâne contrastul interuman. Aia e cu totul altă. Care-i discutabil. Eu pot sta mult, pentru că, de fapt, lucrările mele îmi ajută foarte mult, în sensul că ele vorbesc în locul meu și dacă ar vorbi fiecare, cât am vorbit eu cu ele, mă apucă noaptea, mă apucă dimineața și poate, chiar poate și o lună. Pentru că sunt făcut într-un timp îndelungat, sunt lucrări făcute și cu 10 ani în urmă, sunt lucrări care au fost proaspete, adică scoase din cuptor acum, dacă ar fi o plăcintă, și puteți să le vedeți mai cu seamă în sala cu acuarele. Sunt lucrări, ați văzut și lucrările unde parcă trebuie să ajungi la acuarelele celea să treci așa o purificare mică cu natura. Am fost în tabere de creație și păcat, pentru că am venit la piatra nu chiar întâmplător, îmi plac munții. Le demonstrează că e și sentimental. Fără discuții. Păi, dar nu mă apucam de picturi. Aici e altă chestie și vă spun că arhitectura nu mi-a încurcat deloc. Pentru că, de fapt, eu n-am practicat-o. Am fost la facultate, am fost la ore, am învățat ceva, dar undeva nu se preda nici Corbusier, nici Mies van der Rohe, nici școala Bauhaus, nimic din asta nu se preda în școala sovietică de arhitectură. Deci școala aia nu mi-a dat nimic și atunci chiar îi mulțumesc azi foarte mult că am putut să mă rup așa de ușor de arhitectură, să mă apropii acolo unde mi stătea inima, la pictură. Au fost ani de căutări, au fost ani mai grei la început, nu prea aveam speranța ca să ajung la Roma într-o expoziție așa de frumoasă, ca de acum, dacă lumea a spus chestia asta. Păi dacă toată lumea și haide spune că el are dublu sentiment de plăcere, așa, îți dai seama ce sentimente, câte dubluri am eu și cât bine mă simt într-un anturaj atât de generos, frumos, oameni, pentru că știu cine vine la expoziții și adică am așa, nu știu cum să, e greu de explicat, dar nu vă rețin mult, pentru că, într-adevăr, o să vă apropiez de fiecare lucrare, are și ea câte o poveste a ei. Am încercat, cum a spus Emil Nicolae, când fiecare există o istorie a ei, o idee, ceva acolo e investit așa prin tema care am ales-o, retrăirile care le-am avut și o să vedeți lucrările destul de optimiste. La prima vedere sunt altele mai triste, pentru că și noi suntem întotdeauna doar într-o sărbătoare și viața unui pictor e o viață zbucimată. Sunt și niște poezioare pe tema asta, dar nu le repetăm aici, pentru că alții se înțeleagă greșit. Dar noi așa, într-un fel de mișcare browniană, sinusoidal, cum vreți, ne găsim câteodată vârful, apogeul creației noastre, alte ori uită muza de noi, pleacă la alți colegi, știți, atunci e mai trist, trebuie să ai grijă să o încui la tine în atelier acolo, să nu mai pleci, dar zic că e o sărbătoare pentru mine, vă mulțumesc din toată inima și vă aștept și pe dumneavoastră și cetățenii din
roman iubitorii de artă să treacă prin această galerie, sunt invitații mei și a familiei Păduraru, care ne-a găzduit și de care ne-am făcut prima după atâta timp, ne-am cunoscut, am mai discutat și zic eu, familie care sfințește locul aici, în roman. Așa că vă mulțumesc încă o dată și mergem mai departe.